Bine ați venit în casa Domnului! Vrem ca împreună, în deschiderea programului din seara aceasta, să colindăm frumosul mesaj de la cântarea 482. O, ce veste plină de bucurii, corul de îngeri ne-a adus, vestea bună a marii îndurări, ce azi Dumnezeu ne-a trimis de sus. O, ce veste plină de bucurii, corul de îngeri ne-a adus, vestea bună a marii îndurări, ce azi Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. Scapă din nevoi, Dumnezeu e azi cu noi. O, ce veste plină de bucurii, cu un suflet zire să cântăm, ale noastre glasuri vestească prin Domnul Iisus mântuirea. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu e azi cu noi. O, ce veste plină de bucurii, ea ne alină noi a s-a coborât ca să ne ridice cu El în cer. Iată s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus. El ne scapă din nevoi, Dumnezeu. Aș vrea să mai rămânem două minute în picioare. Aș vrea să vă spun sărbători binecuvântate. Suntem în ajunul nașterii Domnului, sărbătorii nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa că aș vrea ca împreună cu copiii care abia așteaptă să-și înceapă programul, să ne închinăm Lui împreună cu ei. În tot ceea ce vor face, să învățăm să ne bucurăm împreună cu ei, să vedem, fiecare sunt diferiți, fiecare au personalitatea lor, vor vedea lucrurile acestea, dar cu toate acestea au un singur lucru în comun. Toți vor să-L laude din toată inima pe Domnul și asta am vrea să facem și noi în seara aceasta. Aș vrea, înainte ca ei să înceapă programul, să rog pe Sergiu, pe fratele Sergiu, să înceapă cu rugăciune. Doamne, venim înaintea Ta și în această seară și îți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Îți mulțumim că într-o seară ca aceasta Tu te-ai întrupat, Doamne, și ai venit printre noi ca noi să putem fi salvați. Îți mulțumim, Doamne, pentru copiii noștri, îți mulțumim pentru familiile noastre. Te rugăm să-i binecuvintezi, Doamne. Te rugăm să ne vorbești și prin ei în această seară, Doamne, și nouă să ne dai urechi să ascultăm, Doamne. Te rugăm să ne sfințești, să ne apropii de Tine mai mult de aceste sărbători și să ne ajuți ca prin tot ceea ce facem să răspândim și noi lumina Ta. Amin. Vă invit să vă așezați. În continuare, vrem să-i lăsăm pe copii să ne arate tot ceea ce au pregătit. Va fi un program în două părți. În prima parte vor prezenta ceea ce au învățat ei acasă și în a doua parte vor avea o mică scenetă. Haideți să ascultăm.
Ce-a fost copil, fă-l-o leagăn, fă-l-o tlavă, ci-n ființa lui filavă, a pătlun fiol de gelt. Ce-a fost tot copil, ca să aibă toți copii, tată-n cel. Amin. Iisus Hristos a zis că eu a fi, ca nu a zis Iisus, ba ce s-a fi. Multe lucruri schipătoare, ajută-nu Iisus să fie tale. Și, amin. Bine ai venit, Iisuse, ce mult te-am așteptat, ne chinăm doar ție, Sfântul Fiul de Împărat. Amin. Stelele sclipesc, pe staul jos privesc, cu puncul sfânt din cer venit, a Doamnei liniștit. Îngerii slăvesc, pe Tatăl preamăresc, cu cântă slave în cerul sfânt și pace pe pământ. Amin.
Într-o seară depărtată, mage, a văzut pe cer o stea atât minunată, ceva eter. Vale arată drumul. Magii mă conduc după ea. Rege, ca să naște pe cea ce asta ne aducea. Amin. Bine ai venit, Iisuse, îți uriază și păstorii, lăsând o clipătură să anunțe muritorii. Bine ai venit, Iisuse, șoptește-n cel Maria, ești unica speranță, cel mai așteptat Mesia. Amin. Prin văzduh zările spline, de învuiet ca de văd. Se aud cântări divine, pace fie pe pământ. De departe o lumină, o stea în elucire, poartă gloria divină, pace și bună învoire. Pline cerul de cântare, îngerii spun bucuroși, cântând fără încetare, astăzi s-a născut Hristos. O veniți pe-a vieții cale să-i cântăm pruncului sfânt. Slavă, slavă, osanare, pace fie pe pământ. Aș vrea, Iisus, să poposesc la ies la tacea sfântă, al tău nume să-l preamăresc cu îngerii ce-ți cântă. Și-n cântecul lor minunat să stau la căpătâi, cel mai umil îngenunchiat ca magul cel dintâi. Și-aș vrea la iesle să rămân viața mea întreagă, Iisuse, tu să-mi fii stăpân, eu sluga ta cea dragă. Și orice valde ar veni, de iesle mică spartă, o, nimeni nu va reuși nici când să ne despartă. Amin. Și când inimile lor ai ființei picolia, că s-a născut mântuitor, azi s-a născut Mesia. Nu știți fie de atunci și noaptea asta, frate, Iisus te apucă să lungi povara de păcate. Thank you.
Salvador, Padre.
Thank you.
Pentru el pot opi.
Nu am nici poezie, nici cântare. Vreau să vă spun că aceasta a fost prima parte a programului copiilor. Am ascultat cu atenție să văd dacă se repetă ceva interesant. A fost pregătiți de părinți sau a învățat singuri, dar nu s-au repetat cântările, poeziile, parcă totul a fost orchestrat. Ne bucurăm de lucrul acesta. Domnul să-i binecuvinteze pe copii și haideți să îi încurajăm un pic, să-i aplaudăm pentru slujirea lor. Aș vrea să vă invit să vă ridicați, să îi salutați cu multă bucurie și cu multă pasiune pe cei care sunt lângă voi în această seară. Urați-le sărbători frumoase, binecuvântate, așa cum vreți fiecare dintre voi. După cum vedeți, grupul de închinare e aici în față. Haideți să cântăm împreună o colindă. În timpul acestei colinde, toți cei care doriți, puteți să vă închinați Domnului și cu dărnicia dumneavoastră, cu darurile de bunăvoie. Vreau să anunț doar atât. Mâine dimineață o să ne întâlnim aici de la ora 10. Vom fi slujiți de către grupul Speranța. Iar mâine după masă, de la orele 17, fanfara împreună cu corul bărbătesc vor lăuda pe Domnul. Ne închinăm Domnului prin cântare. 471. Într-o iesle doarme Iisus al Mariei scump odor și cântându-i printre lacrimi, ea îl leagănă ușor. De la turma lor păstorii către staul vin grăbiți să se închine umiliți.
Cei din sală de la balcon, ocupați locul. În urmă cu mai mulți ani de zile, în preajma sărbătorilor, am petrecut odată cu frații și surorile de limbă română din Melbourne, din Australia, și mi s-a părut foarte interesant momentul în care unul dintre frații care conducea închinarea a spus: fraților, vă aduceți aminte cum era Crăciunul în România, zăpadă, frig, umblam cu colindul, și le-a propus următorul lucru: hai să cântăm împreună cântarea Afară ninge cu fulgi mari. La 30 și vreo 2 de grade, poate că și în biserică erau cel puțin 28, nu mergea bine instalația de aer condiționat, cu multă pasiune, cu mult entuziasm, frații cântau Afară ninge cu fulgi mari, frumoase peste tot, și ștergeau sudoarea de pe frunte. A fost unul din primele momente când am realizat că nu toată lumea sărbătorește Crăciunul așa cum îl sărbătorim noi aici în România. Dar îi frumos pretutindeni, pentru că vestea este aceeași: Iisus Hristos s-a întrupat și a venit pentru absolut toți oamenii din această lume. Slăvit să fie El! Știți cam câte țări sunt în lume? Domnul Google spune că vreo 193, două pe post de observator, Vaticanul și Palestina, și 11 care sunt numite doar teritorii, pentru că nu sunt recunoscute de toate țările. Sunt multe țări și în seara aceasta copiii ne promit Crăciunul, să ne duc așa cu ocazia Crăciunului în jurul lumii. Fiți liniștiți, nu în toate cele 193 de țări. Vor fi vreo 4, și pentru că lumea devine așa un sat global, nu o să vedeți în seara aceasta costumații. Ei au venit încă îmbrăcați de sărbătoare, așa, dar în majoritatea locurilor, în blugi, în cămașă, oamenii sărbătoresc Crăciunul. Ne bucurăm de ceea ce au pregătit prin această scenetă. Vrem ca Domnul să-i binecuvinteze și noi să-i ascultăm cu multă bucurie. Bună! Bună! Dați-ne voie să ne prezentăm. Noi facem parte din mărețul grup de îngeri care l-a lăudat pe Dumnezeu în seara de Crăciun. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Sună familiar? Noi știam că vestea cea bună a lui Dumnezeu este pentru toată lumea, însă nu știam cum mai exact urma să se întâmple asta. Până la urmă, Iisus era doar un bebeluș în iesle. Iată totuși că vestea a ajuns în toată lumea și în toate țările. Avem aici niște prieteni care ne vor spune cum a apărut Crăciunul în țara lor. Bună, eu sunt unul dintre magi. Am fost printre primii oameni din altă națiune care au auzit de noul născut. Eu și prietenii mei am fost conduși de o stea misterioasă prin deșert și peste munți. Noi am fost primii, dar de atunci mulți alți oameni din alte națiuni au auzit de acel copil. Și toți au venit să-l slujească pe rege, așa cum am făcut-o noi. Da, așa este, cel născut în Betleem este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Astfel i s-a împlinit profeția din Isaia care spune: căci un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. Eu sunt din Uganda și am auzit vestea bună pentru toți oamenii. Uganda este în Africa, iar țara mea e foarte diferită de a voastră. Când sărbătoriți Crăciunul, în multe părți ale țării ninge și e frig. În țara mea sunt câteodată 30 de grade în ziua de Crăciun. Noi nu avem nici brazi.
Dar noi avem un lucru în comun. La fel ca și tine, eu cred că bebelușul născut în Betleem e minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domnul păcii. Cei din Africa au fost printre primii oameni care au auzit Evanghelia. După 100 de ani de la nașterea lui Isus, existau mulți creștini în partea de nord a Africii. De atunci, mulți misionari și voluntari s-au asigurat că toată lumea din Africa va auzi vestea cea bună. Acum, oamenii din locurile de departe, precum Uganda, au propriile cântări despre nașterea pruncului. Dați-mi voie să vă învăț ceva despre Crăciunul celor din Uganda. Când vine Crăciunul, cântăm cu toții. Yesu, azalidua. Când vine Crăciunul, cântăm cu toții. Yesu, azalidua. Spune-mi, mireme, pace, tămâne și labo, cadouri. Cântăm, se cucul menungi, Crăciun fericit. Celor din Uganda. Îngeri se spune malaika. Cum se spune stea? Stea se spune muienia. Dar om de zăpadă. Păi, asta chiar nu știu. În Uganda noi nu avem zăpadă. Când vine Crăciunul, cântăm cu toții. Eu sunt din Germania și am auzit vestea bună pentru toți oamenii. Viața în Germania e destul de similară cu cea din țara voastră. Sărbătorim Crăciunul la fel ca voi. Avem braz, cadouri, mergem la biserică de Crăciun, cântăm colinde. Nemții au sărbătorit Crăciunul acum mult timp. Iisus este și regele nostru. Ne bucurăm de tradiții, de coruri și târguri. Dar nu acesta este motivul sărbătorii noastre. Vrem să-L sărbătorim pe Iisus care a venit în lume pentru noi. Cei din Germania nu au știut de la început de Iisus. Au trecut 700 ani de la nașterea Lui până un om născut, Sfântul Bonifas, a ajuns la nemți să le spună vestea bună. Până atunci, nemții se închinau unui mare stejar. Sfântul Bonifas a vrut să le arate că Iisus este adevăratul Dumnezeu, așa că a luat o secură și a tăiat pomul. Când oamenii au văzut că Bonifas n-a murit, și-au dat seama că Iisus este adevăratul, că Iisus este mai puternic decât acel copac. De atunci Iisus este regele mai multor copii din Germania. Vă vom cânta una dintre cele mai populare cântece nemțești, care a fost tradusă în mai multe limbi. Oh,
Eu am auzit vestea bună pentru toți oamenii. Sunt din America de Sud, din Mexic mai exact. Țara mea e foarte diferită de a voastră. E foarte cald tot anul și vegetația e diferită. Viața în Mexic nu e ca la voi. Însă avem totuși ceva în comun. Credem în aceeași promisiune. Ambii credem că Iisus este salvatorul lumii și că într-o zi, nu contează de unde am fi, toți ne vom închina Lui. Iisus este și regele nostru. În Mexic, o tradiție de Crăciun se numește Las Posadas. Oamenii fac o scenetă cu Iosif și Maria căutând un locaș de înoptat în Betleem. Ei merg din casă în casă, fiind refuzați, până când, în cele din urmă, ajung la o casă unde există un altar și scena nașterii Domnului. Oamenii din Mexic au auzit de Iisus pentru prima dată de la un grup de misionari spanioli acum 500 de ani. Mulți dintre spanioli nu sunt prea prieteni cu oamenii din Mexic. Spaniolii au venit cu armate ciritoare și de multe ori sunt cruzi cu mexicanii. Dar cu ei au adus preoți buni. Mesajul lor nu era de cruditate și război, ci de pace și speranță. Era aceeași veste bună pe care au auzit-o și preoții. Iar azi, cei din Mexic au propriile lor colinde. Colindul Feliz Navidad este unul dintre cele mai populare cântece de Crăciun. Sperăm că veți cânta împreună cu noi. Vamos! Sunt din Statele Unite ale Americii și vestea cea bună a ajuns și la noi. Americanii sărbătoresc Crăciunul în stil mare. Împodobim brazi, case, uși, mașini și tot ce vedem cu ochii. Mergem pe străzile colindătorilor și spunem la toți vestea cea bună. Iisus este regele nostru. Vestea cea bună a ajuns în America odată cu coloniile. Europenii au adus pe noul
Pe noul tărâm, vestea nașterii pruncului în troiesle și promisiunea făcută de Iisus. Vestea nașterii lui Iisus și planul salvării sale vrem să le transmitem și prin colindele care le cântăm. Eu sunt din România, iar vestea cea bună a ajuns și la noi. De Crăciun, românii au foarte multe tradiții. Pregătirile de Crăciun încep atunci când scade prețul la mandarine, urmate de tăierea porcului. Știm totuși că motivul Crăciunului este pruncul născut în iesle, care va salva omenirea. Iisus este regele nostru și noi vom duce vestea cea bună și mai departe. Vestea cea bună a ajuns în România odată cu Imperiul Roman. Pe vremea aceea se numea Dacia,
și creștinii s-au așezat în jurul Dunării, de unde s-au răspândit în restul țării. Pentru că în România copiii merg la colinda cu părinții, vrem și noi astăzi să vă cântăm un colind românesc. Am dorit ca părinții din sală să vină să cânte cu copiii pentru ultima noastră cântare din România, O ce veste minunată. Următorul colind povestește despre minunata veste care ne-a schimbat viața tuturor. Thank you.
Slavii, o predici. Mulțumim Domnului pentru incursiunea aceasta frumoasă și peste toate locurile, pentru toate locurile în care am ajuns. Dumnezeu să binecuvânte copilașii. Mulțumim celor care se ocupă de ei. Acum sunt nedumerit și vreau să întreb copiii. Am înțeles că în anumite țări se cântă, am înțeles că începe Crăciunul când scad prețurile la mandarine, când se taie porcul și când vine hrușcă. Dar indiferent de locurile unde ați fost și de unde ne-ați adus Crăciunul, acolo se predică sau nu? E clar în seara aceasta. În momentele care vă mai rămâne câteva momente împreună în seara aceasta, aș vrea să aduc și un cuvânt pentru inimile voastre și vreau să vă întreb. Momentul în care Irod cheamă pe preoți și întreabă unde trebuia să se nască, ce spun preoții? Imediat turuie toate versetele, știu din memorie, știu locul, știu profetul, știu profeția, absolut toate lucrurile le știu, le cunosc foarte bine. În schimb, tot ce știu ei, chiar dacă e din Scriptură, nu-i mișcă nimic. Dar absolut nimic. Nu li se mișcă piciorul să meargă până la Betleem, 9 kilometri. Nu se mișcă inima la ei să spună, Doamne, bun venit în lume, te adorăm, te slăvim și noi, Iisuse, amin? Nu-i mișcă absolut nimic. Am o recomandare pentru dumneavoastră în această seară. Dacă un singur verset îl știți despre nașterea Domnului, dacă o propoziție cunoașteți despre venirea în lumea Fiului, dacă jumătate de profeție vă aduceți aminte, sau în seara aceasta ce ați auzit de la copiii aceștia, trei cuvinte despre Domnul Iisus venit în lume, lăsați cuvintele acelea să vă miște. Că dacă nu vă mișcă cuvântul lui Dumnezeu, se vor pune în mișcare și vă vor mișca alte lucruri. Aceea în seara aceasta, în trei simple propoziții, vreau să rugăm pe Dumnezeu să ne miște inima. Amin? Câteva recomandări pe care vreau să le fac din partea cerului. Vedeți, noi ne spunem sărbători fericite, de parcă cu cât auzi mai mult sărbători fericite, cu atât o să fii mai fericit de sărbătoare, nu? Și dacă spune toată lumea, mi-a plăcut mult o propoziție, n-am îndrăznit să o postez zilele acestea, însă spunea ceva de genul ăsta. Pregătește-te să auzi urări de bine în zilele acestea de la cei care un an de zile te-au vorbit numai de rău sau nu te-au vorbit deloc. Așa că, dragul meu, în seara aceasta, recomandarea nu vine de la mine. Recomandările acestea nici măcar nu sunt de la oameni, ci sunt recomandările cerului pentru sărbătoarea Crăciunului. Cum să sărbătorești Crăciunul la recomandarea cerului? 1. Dragul meu, să știi că este un timp al bucuriei, nu un timp al temerilor. Specialitatea mesajului de Crăciun este acesta. Au venit îngerii la păstori și le-au spus, spuneți voi, nu vă temeți că-ți vă aduc o veste bună. A venit îngerul la Iosif și îi spune, ce-i spune acestui bărbat, acestui om care și-a început viața de familie, s-a logodit, încă nici nu era căsătorit, ce-i spune acestui tânăr bărbat? Nu te teme. Același mesaj vine și din partea unei tinere care urmează să fie mamă. Care este mesajul îngerului? Nu te teme.
Dimpotrivă. Nu poți să sărbătorești cu orice sentiment sărbătoarea nașterii. Există ceva specific pe care cerul recomandă. Și anume, nu vă temeți că își vă duc o veste bună care va fi o mare? Na, acum, dragii mei, voi vă bucurați? Slăviți să fie Domnul! E așa o bucurie mai pe interior, nu? Că nu o arătați, numai pentru voi. Adică dacă e o bucurie, e o bucurie atât de personală încât nu se vede, nu transmitem lucrul acesta. Spunea Romi în urmă cu două săptămâni la comunitate, noi avem specialitatea aceasta. Noi suntem, cred că, singurii care putem să cântăm de bucurie, o cântare de bucurie cu fețe triste. Și cred că nu ne iese. Ne iese destul de mult. Oare, cum ar fi în seara aceasta să ne bucurăm și să spunem din toată inima, Doamne, Te slăvim? Haideți în seara aceasta, într-un ropot de aplauze, să spunem din toată inima, Doamne, Te iubim, ne bucurăm înaintea Ta, slăvit să fie Domnul! Că așa facem când ne place ceva. Dacă este o cântare frumoasă, în general, la cântări aplaudați. Acum, la predică n-am văzut niciodată să vă bucurați așa de tare încât să ziceți, mă, uite, o aplauză, da? Nimic, am înțeles. Nu-i mai, bucurați-vă în Domnul. A doua recomandare. Este un timp al veștilor bune și nu al tulburării sau a supărării de orice fel. E un timp de veste bună. Și la veste bună nu poți să te tulburi. Veștile bune au caracteristica aceasta că aduc însuflețire, alinare, speranță, curaj, aduc o stare bună. Adică nu poți să te tulburi și să te superi când vine cineva și îți aduce o veste bună. Oare care sunt veștile bune care ne pot tulbura pe noi? Evident, în perioada aceea, Irod s-a tulburat. De ce? Pentru că nu a înțeles și pentru că nu a avut inima deschisă pentru adevăratul mesaj. Iisus Hristos n-a venit să ia tronul, Iisus Hristos n-a venit nici măcar să-l dea la o parte, Iisus Hristos a venit să-i facă loc în împărăția lui Dumnezeu. A înțeles, a priceput? Nu. Eu știu că, în general, există multă tulburare în casele noastre și în bisericile noastre, atunci când este multă activitate, când se fac multe lucruri și mai ales când se produc câteva schimbări sau lucruri noi. Acum, după atâția ani, după 400 de ani de tăcere, când Hristos vine și se rupe tăcerea, Dumnezeu trimite mesageri din cer, se produce tulburare pentru că Dumnezeu schimbă vremurile. Vine Hristos, se va schimba tot sistemul vechiului legământ, pentru că Iisus Hristos a venit să aducă noul legământ. Să nu vă tulburați când ceva vechi este schimbat cu ceva nou. Să nu vă supărați când vine cineva și aducând o veste bună, lucrurile care ar trebui să fie schimbate în viețile noastre. Dimpotrivă, nu este un timp de tulburare și de sărbătoare, de supărare. Recomandarea cerului este un timp de veste bună. Amin? Spuneți împreună cu mine, veste bună. Amin. Și închei seara aceasta spunând așa, nu este un timp în care tu să faci numai pentru tine. Este un timp în care tu să te dăruiești și să dăruiești celor din jur. De data aceasta nu este doar pentru oameni. Fiecare om care primește vestea aceasta, nu o ține pentru el, dimpotrivă merge și se bucură cu toți ceilalți. Indiferent, citiți toate exemplele a celor oameni care primesc vestea bună a nașterii Domnului, a întrupării Mântuitorului. Veți vedea că imediat se pun pe dăruire, pe împărtășire. Se investesc în alte lucruri, merg, se duc unii la ceilalți și aduc bucuria aceasta, spiritul acesta. Ne rugăm pentru toți cei care în seara aceasta vor pleca cu colindul, Domnul să binecuvinteze, să-i însosească. Și mă rog în perioada aceasta să dai ceva bun, pentru că Domnul a venit cu lucruri bune și frumoase. Amin? Așa să încheiem ridicându-ne în picioare și rugându-ne. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au fost în seara aceasta aici. Mulțumim Domnului pentru copiii aceștia și pentru programul frumos. Aș vrea să ne rugăm așa, din țări diferite. Corneliu, împreună cu Lavi și copiii au venit, rog pe Corneliu să se roage și de asemenea Casian cu Lorena, cu copiii, Domnul să-i binecuvinteze, perioada acasă de sărbători, rog și pe Casi să se roage. Încheiem seara aceasta rugăciunea celor doi
Și vă rog încă o dată în seara aceasta, țineți minte recomandarea cerului. Este recomandare de bucurie. Se spune în Domnului seara această rugăciune: Doamne, vrem să ne bucurăm în casă și în casa Ta. Doamne, vrem să nu ne mai temem. Vrem să nu ne tulburăm, dimpotrivă să ducem vestea bună. Ne rugăm Domnului. Doamne, Tată din cer, îți mulțumim pentru seara aceasta, Doamne, și îți mulțumim pentru bucuria care o avem, Doamne, prin Fiul Tău și care l-ai trimis în această lume, Doamne. Vrem, Doamne, ca de aceste sărbători, Doamne, împreună cu Tine să ne bucurăm, Doamne, și să ne umple, să ne umple, Doamne, viețile și inimile, Doamne, de Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru mesajul, pentru cântările care au fost, Doamne, aici. Mulțumim, Doamne. Doamne, la picioarele Tale, Doamne, și dorim ca și în această seară, Doamne, să ne rugăm pentru cei care vor merge cu mesajul acesta, Doamne, și să răspundem Evanghelia, Doamne. Îți mulțumim pentru toate și îți mulțumesc că ne iubești. Mă rog, Ție, în numele Tău. Amin. Amin. Îți mulțumim pentru seara asta pe care am putut o petrece împreună și îți mulțumim în primul rând pentru că suntem copiii Tăi, Doamne. Îți mulțumim pentru că Te-ai născut în lumea aceasta, îți mulțumim pentru că ești darul cel mai mare pe care l-ai putut face venind în lumea noastră. Și îți mulțumim pentru că ne-ai venit ca să ne mântuiești, nu doar ca să te naști ca un copil și să rămâi un copil. Îți mulțumim pentru seara asta, îți mulțumim pentru toți copiii bisericii. Mulțumim, Doamne. Îți mulțumim pentru ei, îți mulțumim pentru darurile pe care le-ai pus în ei, Doamne, și pentru cei care vor merge mai departe. Noaptea asta, colindând, te rugăm frumos să fii cu ei, să-i ții, să-i păzești Tu, Doamne, și să le dai bucuria Ta pe care poți să o ducă celor ce nu o au. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Vă rog să vă așezați. Copiii să nu plece. Să înțeleg că aplaudați de bucurie că e gata, da? Am înțeles. Mulțumesc. Uite, în seara aceasta nu-i gata, copiii să nu plece pentru că biserica a pregătit ceva frumos pentru ei, Domnul să-i binecuvânte și să se bucure de ceea ce vor primi. Am vrea doar să anunțăm și să spunem mângâierea Domnului peste familia Ghiran. Fratele Raul este aici. Duminică am mormântat pe tatăl. Tatălui a trecut la veșnicie. Dumnezeu să mângâie și să binecuvânte familia îndoliată. În perioada aceasta, gândiți-vă la cei care trec prin dureri, prin necazuri, încurajați-i și mângâiați-i și aduceți spiritul acesta de încurajare. Mulțumim Domnului pentru toți. Din partea noastră, bisericii, a comitetului, a păstorilor, vă dorim sărbători binecuvântate și liniștite. În timp ce biserica eliberează, rog copiii să treacă pe acolo unde vor fi răsplătiți pentru seara aceasta.